Eu, hai să-ți explic cum stă treaba cu imprimantele. Adică, așa imprimă o imprimantă normal și eu astăzi te voi ajuta să imprime așa. Adică, după cum se vede diferența, astăzi te voi învăța cum să-ți reglezi densitatea printului și culoarea să fie vibrantă, de asemenea. Așa că, prima oară trecem la imprimantă și după aceea la PC. Și am să te clarific cum să-ți faci imprimanta, să-ți o optimizezi, să imprime mai dens și mai vibrant. În cazul de față, este vorba de o imprimantă HP. Deci această tehnică se poate folosi numai la imprimantele HP laser. Ok, primul și singurul lucru care trebuie făcut în acest caz, dați la Settings, la Reports și la Network Summary. Acesta îți va imprima un sumar al imprimantei tale. După ce a fost imprimat, aici la TCP IPv4 aveți o IPv4 adresă. Deci tot ce trebuie să faci este ca această adresă să o pui în browserul tău de internet pentru a lua legătura direct cu imprimanta ta. Am trecut la computer și aici, dragi urmăritori, vreau să fiți foarte atenți. Vă duceți sus acolo și acolo introduceți adresa IPv4 pe care v-a imprimat-o imprimanta dumneavoastră. Și cum se vede, ați intrat în setările imprimantei dumneavoastră. De acolo dați la sistem, print density și normal toate sunt ca defaults, ca setările din fabrică pe 0. Aici va trebui ca toate să le setați la 5, în așa fel densitatea dumneavoastră va fi mai mare și calitatea printului va fi de asemenea foarte, foarte mare și foarte intens. După ce ați setat toate culorile la 5, dați Apply și toate setările au fost modificate. Deci, dragi urmăritori, după cum se vede, aceasta a fost înainte de aceste setări și aceasta a fost după setările făcute. Dacă ți-am fost de ajutor cu acest tutorial, lasă-mi un abonament, dă-mi un like și un comentariu dacă ți-a funcționat și ție.